da, mult mai grea decât mă așteptam. Oricum, era convins că o să avem un meci greu, dar problema cea mai mare este că noi ne-am putut meciul greu. S-a jucat execrabil și pe apărare și pe atac, mai ales prima repriză. Foarte multe ratări. Ce să spun, la 10-11 goluri la pauză pentru noi, adică 11 goluri înscrise între reprize, mi se pare extrem de puțin. Felicit echipa oaspete, și-au văzut de jocul lor, au jucat foarte bine, o generație de viitor și sper să ne revenim până săptămâna viitoare, că altfel e grav la Sinclair. Cum vi s-a părut arbitrajul de astăzi? Formația oaspete consideră că a fost vicire de rezultat. Da, mă rog, dacă și la scorul ăsta sau la atitudinea care au avut vicire de rezultat, înseamnă că trebuie să ne lăsăm pe hambar. Ce urmează pentru echipa dumneavoastră? De fapt, este un meci foarte greu la Sinclair. Asta vă spuneam, avem un meci foarte greu la Sinclair. Bineînțeles, dacă nu ne vom reveni săptămâna asta și să intrăm în ritmul de joc, o să avem probleme mari acolo.